Pompierii au avut multe de lucru în acest weekend, fiind nevoiți să intervină la stingerea mai multor incendii. Unul dintre acestea a avut loc în orașul Petrilău, unde au ars două autoturisme și a fost afectată fațada unui bloc. Cum incendiul s-a produs în urma unui eveniment rutier, au intrat pe fir și polițiștii. După lichidarea incendiului, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul de la care se pare că ar fi pornit incendiul a fost distrus în totalitate. Totodată a fost afectat un alt autoturism parcat în zona respectivă, dar și fereastra unui apartament și fațada blocului. Polițiștii continuă cercetările în acest caz sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere prin incendiere în vederea stabilirii circumstanțelor în care a izbucnit incendiul și a luării măsurilor care se impun. De asemenea, pompierii au intervenit și la incendii izbucnite în gospodării, mai exact în anexe ale unor case din Păuliș și Bretea Mureșană. La Păuliș a ars un corp de clădire nelocuit, iar la Bretea Mureșană două utilaje, în incendiul din urmă pierzându-și viața și mai multe animale. Din fericire, nu au existat victime omenești.